Vedem cum va fi pentru Dragon 2020. Dragonul, vreau să vă spun că beneficiază de două energii minunate. Deci, în sfârșit, au scăpat de anul, scapă în curând de anul de mistreț. Mulți nu s-au simțit bine în acest an și era de așteptat, așa cum am anunțat și noi. Vine o stea a norocului divin. Deci ei sunt foarte ajutați, sunt foarte inspirați. Chiar și ei, ca și bivolii, sunt sfătuiți să-și asculte intuiția. Trebuie să aibă încredere în intuiția lor, să nu mai pună atâtea întrebări și să treacă la acțiune, pentru că și ei sunt oameni de acțiune. Dragonii sunt nu numai ajutați și sfătuiți de bine de data aceasta, dar pot să întâlnească niște oameni care să-i propulseze, care să-i recomande, să le ofere, nu știu, potențialul unei afaceri mai bune sau ceva, o schimbare în bine în viața lor. Cei care au avut probleme de orice fel, nu știu, procese, sănătate, acum ar trebui să se remedieze și să se degreveze de ele, sigur, încetul cu încetul, nu din prima zi a anului chinezesc, dar cam după 15 zile de la anul nou chinezesc, să știți că încep să se simtă. Deci din februarie. De prin februarie încep să-și revină cu totul, în mod normal. Atenție, în lunile în care, noi o să vi le anunțăm din timp, în care cade steaua 2 lunară, atenție mare la accidente. Da? Aici există, cum e întotdeauna, nu există totul perfect și excepțional. Atenție atunci la accidentări și la starea de sănătate, dar în rest nu sunt probleme mari. Pe de altă parte, există o amuletă, se numește amuleta activatorului norocului divin, care stimulează această energie să se manifeste tot timpul. Și trebuie să o poarte tot timpul? E bine pentru ei, este recomandat, nu este obligatoriu, pentru că este o energie bună și atunci ei se folosesc de ea oricum și o au. Există o pecete pământească, se numește, care este o energie extraordinar de benefică și mulți se luptă să o aibă și ea cade unde cade, zboară pe acolo. Este chiar pe sectorul lor și sunt foarte ajutați. Deci, din nou, ajutor în plan terestru, adică de la oameni mentori în plan fizic, deci nu numai din plan divin, ci și ajutor efectiv, fie că e ajutor profesional, fie că e ajutor financiar. Deci, acum este un an pentru deci, ei. Deci, în toate domeniile o duc foarte bine. Bun an pentru Dragon. Și provocări? Ar avea provocări? Provocări, v-am spus, în lunile în care o să cadă steaua 5 și steaua 2, atunci trebuie să aveți grijă la potențial de accidentări. Când spunem accidente, nu ne gândim neapărat la accidente de mașină, pentru că lumea la asta se gândește. Sunt și oameni care nu conduc sau... accidentări minore, deci obiecte de metal, mă rog, cei care lucrează în domenii de metal, deci în domenii de construcții, de exemplu. Atenție, da? Acolo. Vă puteți lovi, vă puteți accidenta ușor. Atunci trebuie să fie ei mai atenți, dar vor avea niște luni atât de bune, trăznet, încât nu o să le creadă, știți, Doamne ajută să o uite. Și nu vor avea nevoie de remedii? Poftiți? Nu vor avea nevoie de remedii? Ba da, eu n-am spus asta, eu nu sunt pe principiu să încărcăm omul, dar vă spuneam de amuleta aceasta, există placa celor 6 dragoni care le dă putere și este pentru steaua aceasta 6, așa se numește ea, steaua norocului divin. Există plăcile de protecție ale casei care sunt de fapt pentru toată lumea. Deci majoritatea remediilor sunt pentru toată lumea pentru că ele aduc ceva benefic în viața noastră și ne ajută, ne susțin sau controlează niște energii nu prea bune. Deci ei pot să fie susținuți de aceste plăci de protecție. Există mai multe feluri. În placa celor 6 dragoni există setul de 6 sfere de cristal, apropo, legat de cifra 6. Și lor le trebuie să profite maxim când vor afla de la noi că este steaua 8 lunară. Tot ce le mai trebuie e un 1 acolo și dau lovitura, da? Deci vor avea parte de prosperitate. Steaua 6 înseamnă prosperitate indirectă, adică prosperitate în viitor. Tot ce planifică ei acum, tot ce demarează acum în anul acesta, efectele benefice vor veni în anii următori cu vârf și îndesat. Deci e important să facă ceva, să se miște, nici nu trebuie să se zbată prea mult pentru că vor obține acel ajutor. Chiar dacă nu-l cer. Deci vor fi inspirați, vor fi sfătuiți de bine, vor fi propulsați, cum am spus, și atunci ei vor ști ce să facă cu această energie. Adică vor avea luni excepționale în care... Vești foarte bune, da, pentru Dragon. Da, pentru Dragon. Păi așteptau anul ăsta de ceva timp. Sunt și vedetele zodiacului pe lângă bivoli. Da, pentru că ei și când au avut steaua 8 săracii, au fost în an de dușman și tot n-au putut să beneficieze maxim. Acum e momentul lor. Deci e momentul lor, trebuie să treacă la acțiune, să demareze proiecte pentru că vor avea mare succes. Așa este. Mergem la șarpe. La șarpe. Șarpele, și el este mult mai liniștit în anul acesta, adică nativii șarpe își revin
în primul rând cu sănătatea, pentru că au fost foarte afectați în anul dușmanului lor. Vine aceasta, ei împart steaua aceasta bună cu dragonii, da? Prosperitatea vine. E adevărat că o să fie și mici sincope, în sensul că vor mai sta pe loc sau vor mai fi tentați să tergiverseze niște lucruri, pentru că șerpii se hotărăsc mai greu. Dar și când se hotărăsc, știți cum e șarpele, atacă o dată. Da. Deci nu mai poți să mai oprești, e prea târziu. Deci șarpele este mult mai inspirat în primul rând în acest an. Trebuie să-și urmeze intuiția, ca și la dragoni. Dacă dragonii sunt mai activi, sunt mai energici de felul lor, șarpele gândește lucrurile, el face parte din triunghiul intelectualilor și al inteligenților. Deci gândește lucrurile pe toate fețele și bine face. Asta și sfătuim în acest an. Să gândească lucrurile și să acționeze odată și bine. Și va fi pentru lungă durată, în sensul bun al cuvântului. Un an excepțional pentru ei să se căsătorească, să demareze tot așa niște proiecte, să facă lucrurile pe sufletul lor, cum și-au dorit ei și n-au putut să le facă în anul anterior. În toată acea energie de violențe și de furturi și de pierderi materiale și de obstacole dispare, e înlocuită de această energie benefică și la ei există un amendament, atenție, în luna mai, în luna lor, și în luna noiembrie, spre finalul lunii noiembrie în 2020, trebuie să stea puțin mai ponderați, o să mai vorbim noi despre astea. Ne mai vedem, siguranță. Și trebuie să nu uite că există sigur că dar remedii pentru ajutorarea lor atunci când se simt mai debusolați, să spun, însă vor apărea ajutoare, pentru că această stea asta înseamnă. Deci această energie aduce ajutor din partea mentorilor. În ce domeniu ar trebui să fie mai ponderați? Mai ponderați trebuie să fie în domeniul, să zicem, al parteneriatelor. Contează mult cu cine se însoțesc, cu cine se întovărășesc, cu cine creează aceste parteneriate. Ar fi de evitat să le facă cu nativii mistreți, chiar și cu nativii tigru, atenție, noroc că tigrilor le merge bine și lor, da? Și anul acesta cu tigrii pot să iasă lucruri bune, de exemplu. Dar atenție, în, spuneam, în luna mai, pentru că vin prea multe energii de șarpe acolo și în confluența lor pot să se întâmple niște lucruri. Deci, ideea e următoarea. Anul e foarte bun, per general. Vor fi niște luni mai, să zic, slabe din punct de vedere al sănătății atunci când aflăm că este steaua 2, exact aceleași recomandări ca la dragon din acest punct de vedere, pentru că sănătatea este principală în viziunea mea, deja când avem sănătate, cea mai importantă, evident. Așa, și trebuie să își urmărească sănătatea atunci când cade aceasta bolilor și steaua 5 a dezastrelor în luna respectivă. În rest, nu sunt. Și încă ceva, atenție la mici accidentări în luna în care va cădea steaua 7 pe zodia lor. Acum, sigur, acestea sunt mici calcule care se fac și se anunță atunci, înainte de a începe luna, dar le puteți găsi, cum am spus. Informațiile sunt toate efectiv în calendarele și în agendele noastre. Să vedem și ce remedii avem, sigur, pentru șerpi. Există remedii de protecție. Nu uitați că există un remediu foarte important pentru sănătate și nu vi l-am arătat în această emisiune. Este vorba despre ulu cu Garuda. Garuda, dragii mei, este patronul, este protectorul șerpilor, nativilor șarpe. Deci acest ulu cu Garuda este remediul probabil cel mai potrivit pentru nativii șarpe toată viața. Nu numai anul acesta sau un alt an. Pur și simplu este un remediu de sănătate, toată lumea îl poate folosi, dar în mod special nativii șarpe ar avea nevoie de el, pentru că îi protejează, îl are și pe Garuda remediul și ulul, care este remediu clasic pentru sănătate. Unde trebuie să-l țină? El ar fi de așezat, sincer, în sectorul chiar al șarpelui, pentru că îi protejează pe ei, dar mai poate fi amplasat în sectorul în care cade steaua a doua a bolilor. Aici vedem foarte clar și în calendarele noastre, în această diagramă, steaua a doua a bolilor cade pe cal. Vom vorbi imediat. Deci în sectorul de sud al casei, amplasați aceste remedii de sănătate. Mai este un remediu pentru sănătate, Medicine Buddha. Buddha tămăduitorul. Sigur, acesta e din liulie, foarte frumos. Este foarte frumos, el există și din metal doar, dar tot albastru. El întotdeauna trebuie să fie albastru, să țineți minte, pentru că este energia tămăduitoare a luminii sale lapis lazuli. Acest Medicine Buddha se amplasează tot în sudul casei sau în funcție de zodia dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți afectați cu sănătatea, sectorul zodiei dumneavoastră, acela trebuie să conțină remediul respectiv. Sectorul din casă.
Sau dacă nu știți cum e cu sectoarele, cel mai simplu, puneți-le în dormitor, pentru că acolo dormiți, acolo vă odihniți. Și avem nevoie de sănătate. Avem nevoie de sănătate și acolo vă încărcați bateriile. Deci este un an foarte bun și pentru șarpe, Doamne cu ajută, da. Câteva provocări, ca la fiecare zodie. O să continuăm și cu celelalte zodii imediat după o scurtă pauză. Revenim imediat. Lumea nevăzută și continuăm discuția cu Anca Dimancea despre anul 2020 pentru fiecare nativ în parte. Am rămas la nativul cal. Nativul cal este a doua zodie foarte afectată, din păcate, în acest an. După iepure? După iepure sau în același plan cu iepurele, să spunem. Este anul dușman al lui șobolanul, este zodia conflictuală. Practic și el are de-a face cu energia taisui mai mult decât celelalte patru zodii. De ce? Pentru că îl confruntă, vrând nevrând, cumva îl confruntă, pentru că se află în partea opusă energiei taisui, în partea opusă șobolanului. Deci orice ar face ei, dragii de ei, se mai confruntă cu obstacole. Acum, ce e de făcut? În primul rând, trebuie să purtăm zodiile afectate, trebuie să poarte cardul taisui sau amuleta taisui, să nu uitați de placa aceea taisui în sectorul de nord al casei. Trebuie să fiți foarte precauți și voi. Este o energie a bolilor, în primul rând, pe sectorul lor, deci pe zodia lor. Vine chiar pe ei destul de puternic și îi poate afecta, bineînțeles, în planul sănătății, dar și în planul relațiilor apropiate. Pentru că steaua 2 nu înseamnă numai stea de boală, să zicem, în plan fizic, ci stea de îmbolnăvire a relațiilor. Uh-huh. Și trebuie să avem multă grijă cum comunicăm, câtă răbdare avem, pentru că ei sunt mai nerăbdători, sunt o zodie foarte puternică, de foc yang, și uneori nu au răbdare, sunt mai impulsivi. Sectorul lor este foarte afectat, deci faima lor, renumele lor, activitatea lor poate să fie pusă sub semnul întrebării, deci trebuie să nu facă nimic ilegal sau nimic care să poată să creeze niște dubii sau niște întrebări ciudate la adresa lor. Mai mult decât atât, din păcate, sunt flancați, deci au chiar în sectorul lor de sud energia care se numește privește către cele trei ucideri. Adică, ce înseamnă asta? Ei pot să aleagă să stea departe de oamenii cu probleme legale, probleme cu legea, și să nu stea deoparte. Și să vrea sau să aleagă să-i ajute și intră ei mai rău la apă decât deci aceea. Deci trebuie să fie foarte prudenți. Trebuie să fie extrem. Deci prudența este cuvântul de ordine. Pe de altă parte, dacă nu-și văd de treaba lor și ajută pe alții prea mult care au intrat în bucluc, îi salvează pe aceia, dar ei se pot îmbolnăvi. Deci caii, atenție, plătesc dacă fac lucruri pe care poate simt că nu ar trebui să le facă și totuși se simt datori sau, eu știu, e cineva din familie pe care vor să-l ajute. Deci depinde în ce situație se află. Dar ar trebui să-și asculte intuiția. Trebuie să-și asculte și intuiția. Și să aibă încredere, pentru că ce se întâmplă? Noi toți avem intuiție, dar problema e, o ascultăm sau mergem mai mult pe logică și ce ar trebui să facem? În primul și în primul rând, remediile de sănătate pe care le-am arătat anterior, să știți că sunt mai mult decât recomandate, și nu numai acestea, mai sunt și alte uluri, alte feluri, mai mult decât recomandate pentru cal anul acesta. Este un an mai greuț, în primul rând, din punct de vedere al sănătății. Ce înseamnă? Nu înseamnă că ne îmbolnăvim, să nu mai putem să ne ridicăm din pat, Doamne ferește, dar cei care au anumite sensibilități, anumite afecțiuni, e bine să își verifice sănătatea la medic constant, deci din când în când, și să nu lase lucrurile să treneze. Simt că, nu știu, n-au energie, nu prea se simt bine, cel mai bine este să meargă la medic. Consulte, da. În al doilea rând, și nu după ureche, să facă, să nu înceapă tratamente de capul lor, pentru că pot să le dăuneze. Este un an în care riscul nu are ce căuta, din punct de vedere al sănătății, în primul rând. De asemenea, spuneam la, mă rog, ceilalți, la șerpi, cei care sunt sportivi sau știu că merg la sală frecvent și, mă rog, au grijă de corpul lor, atenție mărită la potențial de mici accidentări. Da? Acest potențial este cam tot anul. Deci chiar dacă sunt și luni mai bune, vor fi și luni mai bune, da, lunile cu steaua 8, de exemplu, asta nu înseamnă că noi acum dărâmăm munții și ne asumăm toate riscurile din lume. Nu este un an bun nici pentru voi, pentru investiții prea mari sau să luați decizii pripite,
Atenție, deci nu e un an în care riscul să fie de bun augur în niciun caz. Aveți o energie redusă per total, adică problema cu energia stă în felul următor. Există niște parametri, sunt 5 parametri. Unul dintre ele este forța vitală. Stau cam prost la capitolul forță vitală. Și ar putea să-și o îmbunătățească? Da, există remediile acestea pentru sănătate. Există amulete, există pandantive amuletă pentru sănătate. Există aceste pandantive cercei și așa mai departe. Adică în lumea Feng Shui s-a dezvoltat foarte mult simbolistica, pentru că e foarte puternică. Și există aceste remedii de protecție, strict de protecție, dar protecție la modul general. Protecție în fața oamenilor care sunt mai invidioși. Eu știu, ai la serviciu poate niște oameni care nu te prea gândesc de bine, dar în același timp acea amuletă sau acel pandantiv amuletă te ajută și pentru sănătate, pentru că are niște simboluri acolo care te ajută. Deci sunt lucruri ajutătoare, există remedii. Problema este să fim noi deschiși și să fim noi mai atenți, pentru că dacă avem un remediu asupra noastră, nu înseamnă că acum gata, riscăm și a trecut tot. Trebuie să avem și noi grijă. Deci remediul ne ajută, dar știți cum e, că nimeni nu spune în traistă așa, cu forța. Și apoi și remediile pentru prosperitate, pentru că ei, dacă nu sunt ajutați foarte mult pe capitolul, la capitolul sănătate, neavând poate chef în anumite perioade din an să facă anumite lucruri, e bine să se însoțească de un remediu pentru prosperitate, tocmai pentru a nu-și pierde prosperitatea. Deci prudență din toate punctele și de vedere. Există, de exemplu, bețișoarele acestea. Și trecem să știți, pentru toate zodiile afectate, țineți-le minte, puteți să le ardeți, nu numai acestea. Ce bețișoare avem? Sunt bețișoarele acelea din Nepal, cred că le-am mai arătat noi la tine în emisiune. Cele cu Medicine Buddha, în mod special, pentru că sunt pentru sănătate. Deci acestea sunt toate zodiile ierburi, pot folosi aceste bețișoare. Ierburi medicinale din Himalaya, care hai să vedem oaia, cum va fi oaia în 2020. Oaia își mai revine, dragii mei, deci a avut un an destul de prost. În general prost pe sănătate. Ei bine, acum își revin. Au o stea de dragoste și de învățătură. O stea care, o energie care îi ajută în comunicare. Au și ei o, să zicem, o sensibilitate, o slăbiciune în acest an. Anul șobolanului nu le este foarte prieten. Deci șobolanul nu e foarte prietenos cu oaia și invers. Se pot suporta, dar nu sunt mari prieteni. Și atunci, sigur, vor mai apărea, să zicem, persoane care le caută nod în papură. Asta este la ordinea zilei. Se întâmplă oricum în viața oricui. Ei însă vor avea putere să le depășească. Energia lor însă este redusă. Și la ei este o problemă cu energia. Deci, energia vitală. Energia, forța vitală și energia în general. Deci s-ar putea să fie luni, acolo unde vine iarăși și pe sectorul vostru o stea 2 de boală în luna respectivă, trebuie mai multă grijă cu sănătatea și să nu riscați voi inutil. Ce se întâmplă? Sunt foarte susținuți de familie și de partenerul de viață acolo unde există. Și dacă nu există partener în cuplu, adică nu sunteți încă într-un cuplu bine stabil, format, vreau să vă spun că aveți toate șansele în acest an să vă găsiți persoana bună pentru voi, potrivită. Sigur că vă puteți ajuta de remediile de dragoste, dacă vă amintiți, vi le-am prezentat în emisiunea anterioară, pentru oaie este șobolanul albastru, da? Care se așează în nordul dormitorului. Trebuie să faceți și voi ceva să vă ajutați. Să vă chemați partenerul. Da. Primul lucru, nu stați la birou până la 9 seara, că unde să-l găsiți pe partener sau pe parteneră? Unde să o găsiți? Cel mai bine este să mai socializați. Deci se recomandă în cazul nativilor oaie să socializeze, să meargă, chiar dacă n-au chef, nu am chef să merg la petrecerea aia, dar uite, sunt chemat, mergeți. Deci vor avea oportunități multe. Vor avea foarte multe și oamenii vor fi deschiși către ei, trebuie să fie și ei deschiși, să accepte prezența mai multor oameni în viața lor. La locul de muncă, în mod normal, totul ar trebui să meargă mai bine decât anul precedent. Cu viața de cuplu v-am povestit de ce este într-adevăr steaua dragostei acolo și trebuie profitat de ea, da? Chiar dacă e an de șobolan, atenție, șobolanul reprezintă zodia de dragoste în același timp pentru oaie. Nu sunt ei prieteni, dar e zodia de dragoste, deci dacă știți cum să-l folosiți, puteți să faceți lucruri mărețe. Un an excepțional și pentru căsătorie și pentru logodne, dar eventual nu este obligatoriu să vă logodiți, că am spus eu, dar să știți că ar fi o idee foarte bună pentru cei care ați găsit persoana potrivită. Un an foarte bun, spuneam, pentru elevi și studenți nativi oaie, excepțional. Un an în care ei pot să învețe niște lucruri nemaipomenite utile pentru restul vieții lor,
întreaga viață. Deci primesc informații importante. Examene, în mod normal, luate cu succes. Orice fel de examene. Interviuri pentru tineri și nu numai tineri. E un an bun să își schimbe și jobul dacă doresc. Să schimbe anumite. Deci un an de schimbări în sensul bun al cuvântului. Și din punct de vedere financiar? Din punct de vedere financiar vor fi și luni mai slăbuțe. Șobolan nu mai pune nici obstacole pentru ei în ceea ce privește planul financiar, dar nu este în niciun caz o situație de să spun, să nu se întâmple lucruri foarte bune. Există niște luni în an, ca și în cazul tuturor, care vor fi mai slăbuțe din punct de vedere financiar. Una dintre ele va fi când cade steaua 5 lunară. Al doua va fi când cade steaua 7, o stea de furturi și de pierderi materiale, da? Care clar o să vină cu niște pierderi sau ceva, dacă nici ei nu sunt atenți, aceea nu va fi o lună bună pentru cheltuit bani. Da? Deci va trebui să îi țineți, să faceți economii. Însă la modul general, anul este mult mai bun și folosiți remedii pentru dragoste ca să vă accelerați și voi această energie și să o ajutați. Deci nu uitați. Deci